Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou tutorial la orgă pentru începători. Este primul tutorial în care realizez o filmare cu camera duală. Pentru astăzi v-am pregătit un tutorial la o horă moldovenească. Înainte de a începe tutorialul, vă rog, dacă vă place acest tutorial și, bineînțeles, în general toate tutorialele mele, nu uitați să dați un like acestui video, să distribuiți mai departe unui prieten de-al vostru, unei rude, distribuiți și voi pe Facebook, pe Instagram sau unde doriți, să vă abonați la acest canal dacă vă plac tutorialele mele și melodiile, bineînțeles. Și acum să trecem la treabă, la explicația tutorialului. Explicația va fi tot la fel, în două variante, cu bătaia ritmului și fără. Am redus, bineînțeles, viteza ritmului de la tempo
Și acum să trecem la explicație și vă rog atenție. Mai reducem viteza la tempo. Atenție din nou. Thank you.
Încercăm o dată și cu trompetă. Varianta fără bas. Deci, mare atenție acum. Deci, începem de aici, da? Așa. Aici, aici, da? Thank you.
Dragii mei, aici se încheie acest tutorial pentru această frumoasă horă din zona Moldovei. După cum v-am mai spus, dacă v-a plăcut tutorialul, nu uitați să îmi dați un like, să distribuiți și cei care încă nu v-ați abonat la acest canal, abonați-vă pentru că este gratuit, nu vă costă absolut nimic. Și ați văzut, acest tutorial a fost un pic mai greluț. Deci, dacă vreți să susțineți acest canal și munca depusă pentru tutoriale cât mai bune pentru cei începători, apreciați, distribuiți, subscribe și așa mai departe. Eu am fost Nelu Carp. Cu respect, vă salut și vă spun la revedere.